Bătălia la nivel politic pune în pericol dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova. Tergiversarea instalării unei guvernări la Chișinău taie și mai mult din dorința investitorilor de a-și dezvolta afacerile în țara noastră, dar și pune în dificultate fermierii moldoveni să-și intensifice relațiile cu partenerii străini. Sunt câteva concluzii ale invitaților emisiunii Impact Social de la postul nostru de televiziune Elita TV. Dat fiind faptul că în condițiile în care nu este guvernul, noi nu avem lege bugetului, legea bugetului prevede fondul de subvenționare, mărimea acestea și direcțiile de finanțare. După aia urmează să fie aprobat regulamentul de subvenționare. Aici trebuie de adăugat că o bună parte din agricultori așteaptă achitarea datoriilor pentru anul 2014 în sumă de aproximativ 250-270 de milioane de lei și dumneavoastră puteți să vedeți acest exemplu simplu. Ceea ce 250 de milioane în luna octombrie achitate au fost una. Dar achitările care vor fi făcute în luna aprilie, în condițiile în care vertiginos s-a depreciat valuta națională și noi avem scumpiri la aproape toate inputurile cu 25-30%, desigur că această sumă achitată în luna aprilie va avea o cu totul altă valoare. Interdicțiile pe piața Federației Ruse din ultima perioadă au reorientat activitatea agricultorilor moldoveni spre alte piețe de desfacere. Chiar și așa, ministrul în exercițiu al agriculturii Vasile Bumacov susține că fermierii moldoveni, odată ajunși pe piața Uniunii Europene, nu trebuie să aștepte mană cerească dacă vor ca domeniul lor să nu mai fie considerat o cenușoreasă a economiei Moldovei. Asta nu înseamnă că, iată, agricultorii s-au reorientat la altă piață, am uitat de cealaltă piață. Și în altă piață. Și în cei care am intrat, va trebui să muncim în fiecare an pentru a ne promova. Asta este realitatea. Să nu-și fac cineva iluzii că, iată, ni s-a deschis piața europeană și cineva o să ne primească acolo cu flori și hai vindeți produs. În fiecare an, în fiecare jumătate de an, promovări, expoziții și competitivitate. Noi avem norocul că cei ce nu ne poate ajuta statul, de exemplu pe agricultori, ajută proiectele Statelor Unite, proiecte europene, proiecte japoneze. Eu sper să în zilele curente să discutăm cu agricultorii regulamentul de subvenționare, să vedem ce mai putem noi face din banii statului ca să mai stimulăm exportul. Noi în anii precedenți am știut de acest embargo și am spus că vom stimula la maxim linii de sortare, linii de ambalare ca să ne permită să ieșim în alte piețe. Sigur că nu este atât de simplu. Când este o lipsă de bani, mai sunt alte sectoare care se uită puțin altfel la acest lucru. Fermierii mici spun că, iată, voi îi ajutați pe cei mari. Dar dacă nu sunt cei mari, cei mici oricum nu pot să-i exporte. Vă dați dacă seama. Nu exportă ăștia mari? Păi da, fiindcă ce înseamnă a exporta? Ai mers în altă piață nouă. Este vorba de cheltuieli colosale, deplasare, hotel, plasarea pe raft, participare la expoziții. Nimeni nicăieri nu ne așteaptă. Noi trebuie să dăm din coate, să ne facem loc în alte piețe. Un alt subiect al discuției în cadrul emisiunii l-a constituit Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, instituție care a fost partajată din punct de vedere politic. Actualul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, s-a arătat surprins de insistența unor politicieni de a desprinde această entitate din cadrul Ministerului Agriculturii. Este o structură cu atâtea probleme, cu atât de complicată. Acolo trebuie o mulțime de implementat, o mulțime de legi ca să poți exporta în Europeană, carne, ouă. Deci este aplicat. O structură cu atâta durere de cap, care dacă în țările europene s-a străduit să o futbolească, să o dea pe capul unui ministru, să nu aibă. Cum de s-a ajuns la noi această structură cu atâtea probleme să fie partajată ca Ministerul Transporturilor? Ceva noi nu știm înseamnă. Jurnaliștii fac acest lucru mult mai bine ca mine. Trebuie de văzut ce este așa de bun acolo, fiindcă atât de mare luptă se duce. S-a separat de Ministerul Agriculturii într-o zi, votat în Parlament în două lecturi în câteva minute. M-au sunat mulți din europeni și întreb, ce s-a întâmplat la voi? Nici o lege n-a fost votată în câteva minute în două lecturi ca să fie. Și acum partajat între partide, eu nu înțeleg ce se întâmplă acolo, de ce așa e dorit acesta. Certificatele fitosanitare, tot exportul merge prin ANSA. Business, afaceri. Păi asta e bataie de cap, n-ar trebui să fie o mare bucurie. În cadrul aceleași emisiuni Impact Social, ministrul în exercițiu al agriculturii Vasile Bumacov s-a referit și la subvenții
subvențiile agricultorilor, o temă mult discutată în ultima perioadă. Potrivit oficialului, problema nu ține în ansamblu de Ministerul Agriculturii sau de Ministerul Finanțelor. Cele două instituții vin cu propunere, iar în ultimă instanță, Guvernul și Parlamentul decid valoarea și perioada subvenționării. Prim-ministrul desemnat Kiril Gaburici a început săptămâna în forță, candidatul la funcția de premier a mers cu programul de activitate al viitorului executiv la Academia de Științe a Moldovei pentru a se consulta în privința ameliorării și modernizării domeniului științific. De asemenea, Gaburici a avut consultări și cu Partidul Liberal. A fost o discuție bună, am discutat despre cum vedem noi viitorul, cum putem să-l facem, să-l construim împreună. Am făcut tot posibil pentru a convinge, urmează dânșii să iau decizie, eu nu pot să iau decizie pentru ei. Dar ce răspuns vi s-a spus? Ce v-a spus? Că urmează să aibă discuție în cadrul partidului și vor veni cu un răspuns, că probabil vom afla la ziua ședinței. Dar ce Am discutat despre viziunea mea, despre cum văd eu soluționarea și mersul mai departe în acest proces deloc ușor și ne-am împărtășit. Doamna Maia Sandu se va regăsi în componența noului guvern? Doamna Maia Sandu, astăzi va fi discuții cu dumneavoastră și vom decide. Deci, la care este probabilitatea? Dânsa nu era pe loc, nu era în țară zi. Care este probabilitatea să rămână? Mare. După discuția cu Gaburici, liderul liberalilor Mihai Ghimp a declarat că poziția partidului din care face parte este cunoscută de toți. Decizia partidului este cunoscută. Am schimbat nițel ceva în discuții. Prima dată a venit doar candidatul. Acum am zis nu. Candidatul doar nu are putere, nu? Îl acumulează voturi, dar deciziile au partide. De ce am solicitat să vină și domnul președinte Filat? Decizie cunoscută. Ați auzit declarațiile domnului Lup și a domnului Filat după întâlnirea domnului președinte Timofti cu fracțiunile, prin care au anunțat că programul și componența guvernului rămâne aceeași, adică un guvern din format din PLDM și PD. Deci e clar, da? Decizia nu este prea cunoscută. Care deci decizia rămâne, de seară convoc biroul politic și vedem dacă se modifică sau rămâne aceeași, cum am anunțat. PL va vota doar un guvern din care face parte. Deci asta a fost propunerea astăzi? Astăzi au venit pentru a susține, da? Cum am zis. Noi suntem pentru o alianță, PLDM, PD, și eu de unul singur nu pot schimba, modifica hotărârea luată de birou politic și încă aprobată de Consiliul Republican. Dar e posibil ca PL-ul să-și schimbe poziția, să iau alte decizii? Nu cred, dar decizia o ia biroul. La întrevederea între Gaburici cu Ghimp a participat și liderul liberal-democrat Vlad Filat. La finele discuțiilor, Filat a infirmat faptul că Maia Sandu nu s-ar regăsi în lista viitorilor miniștri propuse de PLDM, așa cum se vehiculează în presă. Am procedat așa cum se procedează, corect și legal, consultând poziția partidelor cu reprezentare în Parlamentul Republicii Moldova. Condițiile lor rămân aceleași? După includerea în guvern? Domnul Ghimpu vă va vorbi despre condițiile. Doamna Maia Sandu se va regăsi în guvern? Deci doamna Maia Sandu este candidatul Partidului Liberal Democrat de Moldova pentru a deține funcția de ministru al educației. Și noi această decizie n-o schimbăm. Asta chiar dacă comuniștii s-au pronunțat împotriva acestei candidaturi? Noi nu discutăm despre punctele de vedere a altor partide. Este punct de vedere al PLDM-ului pe care îl menține în decizie. Premierul desemnat s-a întâlnit și cu reprezentanții Partidului Comuniștilor. Cele două părți au analizat programul de activitate al viitorului guvern. De asemenea, Gaburici a avut întrevederi și cu membrii sindicatelor și patronatelor. Din declarațiile liderului PLDM Vlad Filat s-a înțeles că Kiril Gaburici ar urma să vină cel târziu joi în fața deputaților și să ceară votul de încredere.
Prezența Maiei Sandu sau lipsa ei din viitorul guvern va fi un indice foarte clar al faptului cât de motivat și reformator va fi viitorul executiv și în ce măsură va fi acest guvern minoritar și colegii din Parlament la cheremul voinții comuniștilor. Declarația aparține premierului în exercițiu Iurie Leancă și a fost făcută în cadrul unui interviu radiofonic. Iurie Leancă, care este și prim vicepreședintele PLDM, a spus că nu are intenție să plece din partid. Nu am aceste intenții să părăsesc PLDM-ul, cel puțin nu în situația de astăzi, dar ceea ce contează foarte mult pentru mine este să vedem în ce măsură PLDM-ul își respectă angajamentele luate față de electorat, față de partenerii săi din afară. Sigur că voi judeca în funcție de cum va evolua relația dintre Partidul Liberal Democrat și, de exemplu, Partidul Comuniștilor, a mai spus Leancă. Potrivit lui, ceea ce se întâmplă la Chișinău nu va permite Republicii Moldova să se miște mai repede spre obiectivele care și le-a definit. În contextul situației politice de la Chișinău, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova spune că țara sa va colabora cu orice guvern care va fi investit, chiar dacă respectă activitatea lui Iurie Leancă și a făcut multă pentru Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute pentru Radio Europa Liberă, ambasadorul american James Pittet. După ce în presă au apărut informații confirmate de Iurie Leancă și liderul liberalilor Mihai Ghimpu, potrivit cărora instaurarea unui guvern minoritar va încetini procesul de reformare, ambasadorul american dezminte această ipoteză și spune că este foarte important ce intenție are noua coaliție de guvernare, decât ce partide intră în ea. De asemenea, este la fel de important ca obiectivele formațiunilor să fie focalizate în asigurarea bunăstării populației, dar nu pentru interesele personale. James Pittet a vorbit și despre situația extrem de dificilă din sectorul bancar din Republica Moldova. Potrivit diplomatului, tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu este din cauza lipsei reformelor. În acest context, oficialul american a declarat că organizațiile internaționale, inclusiv reprezentanții Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional, pot juca un rol esențial în reformarea justiției. Activitatea structurilor de securitate din partea stânga Nistrului intensificată, sporirea acestora vine în contextul aparițiilor multiple ale diversiunilor informaționale. Îngrijorarea a fost exprimată de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Potrivit lui, în spatele acestor acțiuni ar sta serviciile speciale de la Chișinău, dar și din statele vecine, care folosesc agenți sub acoperire care au legitimații de jurnaliști sau de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Șefciuc a mai spus că urmează să fie intensificat și controlul asupra scurgerilor de informații secrete și de serviciu din cadrul administrației locale. Deocamdată autoritățile de la Chișinău nu au reacționat în niciun fel la declarațiile lui Șefciuc. Partidele politice din Republica Moldova trebuie lăsate să lucreze, să-și aleagă guvernul, să adopte programul de guvernare, să spună cum se vor raporta la relația cu Federația Rusă, cu România, cu Ucraina, cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ambasadorul Rusiei la București, Oleg Malginov, în cadrul unei emisiuni televizate de la București. Este bine dacă Moldova o să privească spre toți vecinii săi cu scopul de a avea legături și cooperare. Dacă ne întoarcem la chestiunea despre asocierea la Uniunea Europeană și anumite obligații ale Moldovei ca țară existență în zona economică a statelor CSI, da, sunt contradicții, bineînțeles, și vor fi anumite consecințe. Am discutat și sper că se înțelege la Chișinău că pot apărea aceste dificultăți, a mai precizat oficialul rus. Fluctuațiile pe piața valutară pun în gardă oamenii, dar și responsabilii din domeniul bancar. Despre asta a declarat șefa Departamentului Operațiuni Valutare din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În situații normale, de regulă, diferența între cursul oficial și cursul cumpărării și vânzării este foarte mic. În situații de agiotaj, evident că diferența aceasta tinde să fie mai mare. Prețul crește. Acestea sunt legile elementare de economie de piață. Depinde foarte mult de mai mulți factori, inclusiv de importatori, inclusiv de persoanele fizice care acum la moment migrează de la un depozit la altul și ulterior urmează să vândă poate valuta mai ieftin decât o cumpără acum. Experiența anului 2009, atunci când a fost o diminuare semnificativă a transferurilor și tot o ajustare cu circa 30% a importurilor. Și atunci, în situația aceea, s-a ajuns până la urmă la un echilibru care ulterior a urmat ani de apreciere când era o apreciere destul de semnificativ. Potrivit reprezentantului BNM, creșterea cursului valutar este influențată de diminuarea transferurilor de peste hotare, micșorarea exporturilor, dar și a cererii foarte mari de valută. În luna ianuarie, oferta a fost de 71 de milioane de dolari, iar cererea a constituit 151 de milioane de dolari. Acest decalaj a fost acoperit prin intervențiile Băncii Naționale.
O casă de locuit a luat foc. Tragedia s-a produs în localitatea Pelinei, raionul Cahul. În lupta cu flăcările au intervenit două echipaje ale pompierilor. Angajații serviciului situații excepționale au reușit să lichideze incendiul în aproximativ 2 ore. Focul a distrus bunurile materiale din interiorul unei odăi. Totodată, salvatorii au evacuat o butelie de gaz de tip propan-butan pentru a evita o eventuală explozie. Nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite. Peste 35.000 de locuitori din municipiul Bălți au rămas timp de 2 zile fără apă la robinet din cauza unei deteriorări la apeductul subteran Soroca Bălți, anunță Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Din cauza scurgerei apei din apeduct în satul Alexandrovca au fost inundate 2 beciuri și a fost deteriorată o porțiune de drum local pe o distanță de 0,4 km. Salvatorii au efectuat lucrări de pompare apei din gospodăriile afectate și au acordat asistența necesară a echipelor care efectuează reparația apeductului. La fața locului a fost întrunită Comisia pentru Situații Excepționale Raională pentru stabilirea consecințelor și prejudiciului material provocat. Potrivit celor de la Apa Canal Soroca, lucrările de restabilire a conductei au durat pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. După ce mai multe adresări ale studenților din Ucraina și Federația Rusă au invadat rețelele de socializare, un grup de studenți și elevi de la mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au decis să creeze o adresare celor două grupuri de studenți din Ucraina și din Rusia. Adresarea este în română, ucraineană și rusă. Există atâtea lucruri pe care nu le înțelegem. De ce? În loc să ne sprijinim reciproc în a le descoperi, noi toți le lăsăm ca să ne despartă. Mesajul emoționant al tinerilor din Moldova vine în contextul situației destul de tensionate și manevrele pe care le realizează Federația Rusă în estul Ucrainei. Săptămâna trecută, Serviciul Vamal a eliberat peste 4.800 de vinete, fiind vărsat în bugetul național peste 1 milion de lei. Datele vamencilor arată că în perioada 9-15 februarie, frontiera de stat, atât pe sensul de ieșire, cât și pe cel de intrare în țară, a fost traversată de aproape 35.000 de autoturisme, peste 11.000 de autocamioane și în jur de 1.500 de autocare. Cele mai multe unități auto au traversat hotarul prin punctele vamale Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni și Giurgiuleș-Galați. Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de autoturismele nenmatriculate în țara noastră variază de la 4 până la 50 de euro. Creștinii ortodoxi de rit vechi intră de pe 16 februarie în săptămâna albă. Astfel, enuriașii nu vor mai putea mânca produse din carne, ci doar ouă, lapte, brânză și pește. Totodată, miercuri și vineri se recomandă doar consumul de fructe și legume. Duminica, oamenii vor veni la biserică pentru a-și cere iertare, fiind ziua în care Adam a fost izgonit din rai. Preoții spun că este o perioadă de pocăință și de abținere de la mâncare. Săptămâna albă precede postul Paștelor, cel mai lung și mai aspru din toate cele 4 posturi de peste an, și pregătește oamenii pentru învierea Domnului Iisus Hristos, sărbătorită anul acesta pe data de 12 aprilie. Cupa președintelui raionului Cimișlia, Maxim Colța, la fotbal de sală la cea de-a doua ediție, a întrunit în complexul sportiv din satul Gura Galbeniei 8 echipe de mini-fotbal. În meciul decisiv s-au întâlnit reprezentativele de la Selemet și din orașul Cimișlia. După lovitura de începere executată de către președintele raionului Cimișlia, Arsenal s-a avântat în atac și chiar în primul minut de joc a reușit să deschidă scorul, profitând de o gravă greșeală a apărării adverse. În curând a urmat o altă eroare a portarului de la Selemet și scorul a devenit 2-0.
Până la fluierul final al arbitrilor Victor Stână, Gura Galbenei și Sergiu Iurcu Lipoveni, cimișlienii nu au mai cedat inițiativa. Au marcat încă de 3 ori, scăpând în poarta proprie numai 2 goluri și au devenit noii deținători ai cupei președintelui raionului la fotbal în sală. Aceștia sunt Iurie Racu, Vasile Macovei, Dumitru Trelea, Alexandru Moraru, Viorel Bazatin, Vitalie Bulat, Simeon Iepure, Leonid Josu, Vasile Iepure și Dumitru Mânescurtă. Nominat cei mai buni jucători, cel mai bun apărător, cel mai bun înaintaș, golgeter, de asemenea vom stabili și cel mai tânăr participant. Toți vor primi și medaliile de campion, vicecampion și medaliații cu bronz. Adversarii, din păcate, n-au fost foarte, foarte puternici, în schimb Satul Nou s-a prezentat bine, Lipoveni a fost bun și am câștigat până când tot. E un fapt îmbucurător că la această ediție practic au venit nu numai cele echipe care au participat la prima ediție, dar s-a mărit numărul de echipe. Deci sperăm că au apărut interesul pentru a se dezvolta acest campionat, acest turneu, anume Cupa Președintelui Raionului. Cred că pe viitor noi ne vom strădui ca să facem ca fiecare din cele 23 de primării care avem, măcar 70% să participe la acest campionat Cupa Președintelui Raionului. Prima ediție Cupa Președintelui Raionului Cimișlia pentru cea mai bună echipă de fotbal în sală a avut loc în luna ianuarie 2014. Prima deținătoare a trofeului a devenit atunci selecționata din satul Gura Galbenii.